Raul Olaioș a lansat candidatura pentru funcția de primar al Timișoarei și este pregătit să concureze cu Dominic Friț, Nicolae Robu, Cristian Moș, Ilie Sârbu sau Marian Vasile. Poate nu avem cea mai frumoasă sau cea mai deșteaptă echipă, dar e îngăpățânată rău, a punctat Olaioș. Poate nu avem nici cea mai frumoasă și nici cea mai deșteaptă, dar vă spun un lucru, e foarte rezilientă. Termenul ăsta poate pare abstract, dar e, cum spune Timișoara, e încăpățânată rău. Și încăpățânată într-un sens pozitiv. Și o să încerc să mă explic în ce sens. Chiar dacă astăzi pare că este vorba despre candidatura mea la primărie, în realitate e vorba de o echipă, de niște oameni care au rezistat în ultimii 5 ani, și ăsta e termenul, au rezistat unor, aș spune, tensiuni politice, pentru că nu este ușor să faci față în zona politică când nu ai o experiență politică, când nu ești dependent de funcții publice și când rolul tău în zona politică vine strict dintr-o contribuție pe care vrei să o aduci comunității din care vii. Programul lui Raul Olaioș se concentrează în jurul a trei concepte: o Timișoară confortabilă, dinamică și competitivă. Acest program se concentrează în jurul a trei elemente foarte simple, dar bineînțeles cu declinări de rigoare. În jurul unei Timișoare cumva confortabile, pentru că trebuie să ne simțim bine în orașul în care trăim și muncim. În jurul unui concept de dinamică, de Timișoara dinamică, care are mai multe declinări în subsidiar și în jurul unei Timișori competitive. Și vă spun de ce. Pentru că până la finalul zilei să știți că suntem bănățeni și vrem, ne visăm să fim fruncea și competitivitatea asta trebuie să o realizez prin indicator. În cadrul evenimentului au fost prezentați și candidații din alte localități din județul Timiș: Anca Micșa Oprea la Lugoj, Radu Vlădescu la Dumbrăvița, Ioan Ciprian Bureac la Ghiroda, Alin Zanfiroiu la Moșnița Nouă și Cristian Răducă la Șag. Dragoș Puslaru, copreședinte Reper, a precizat că profesionalismul îi caracterizează pe candidații partidului. Avem nevoie de repere. Venim în fața voastră cu modestie și cu ambiția de a putea ca împreună să construim o comunitate de repere pentru societatea românească. Avem nevoie de reper ca partid politic care să ancoreze, de fapt, destinul european al României. Avem nevoie de candidați și de oameni care să schimbe bine destinele aici, în an local. Nu pot să vă spun decât că mă bucur tare mult să fiu astăzi cu voi. Vreau să-l văd pe Raul primar, vreau să-l văd pe colegii mei în consiliile locale, județene, vreau să-i văd primari și pe colegii care candidează în celelalte localități. Și da, despre asta este vorba, o Românie mai bună, cu repere mai bune. Mulțumesc foarte mult! Raul Olaioș va deschide și lista pentru Consiliul Local Timișoara, următorii pe listă fiind Andrei Meșter, Patricia Blidariu, Flavius Gligor, Daniela Lăcătuș, Răzvan Cătău, Arabela Stoicănescu, Dănuț Tamaș și Diana Maftei.